Mândrie, să spunem că poate este, dar este demnitate națională. Asta e mai mult decât mândrie. Și ce vedeți aici, e toată demnitatea mea. Asta e oglindă parabolică. La oglinda asta parabolică fac mâncare. Punem și unul și aici fierbe 3 litri în 15 minute fierbe apa. Și aici au fost într-un an din Olanda. Special au comandat, au venit, era zăpadă, 16 februarie. Au luat zăpadă, au făcut ceai, au fiert cartofi, prăjit ouă și acolo și au făcut pe zăpadă, ca acum la Polul Nord. Așa. O masă ca la Polul Nord, făcută numai la soare. O oglindă parabolică. Asta se direcționează, dacă o punem, gata. După soare. Mai avem alta. Dacă o oglindă în partea cealaltă, este care coașem pateuri, cartofi, tăbășele, pui acolo și tot o îndrept la soare și acolo o pune fructe uscate. Din partea asta tot uscăm fructe. De dimineață bate soarele aici până ajunge seara, de perpendicular cade pe dânsa și usuc fructele. Un lucrător la casă. În partea asta apa o punem să funcționeze, să încălzește preliminar între acestea, zici căldări de apă, 100 de litri. Când treci prin acestea, acolo fierbinte. Deci iată cum am prevăzat soarele. Noi dăm drum de tot, că acum vântul e mare și zboară tătăctoare de piscină. Avem duminica, cheamă la nuntă vornișelul de frunte, asta sâmbătă, cheamă la nuntă, duminic fac nunta, luni de acum, socru mare, socru, beau un hori, adică aldămaș, pentru că s-o prim bine nunta. Tătinerii au câștigat niște găinuși la nuntă, la masa cei mare, se pregătesc de iarnă, taie lemne, dar bunele spun, dacă voi vă stima unul pe altul, vă se iubi, să ajunge ca noi la adânci bătrânețe. În partea asta, dacă eu acum îi dau drumul, dumneavoastră nici nu puteți sta aici, nici nu îi dau drumul. Pentru că așa mai rotație are. Ce face? Taie lemne, lucrează și tot și la spolitorul ăsta, faci făină, adică polivalentă. Dacă asta are 3 kW de electricitate și 5 kW, am privatizat și ploaia. Ca ploaia să-i vie la mine acasă. Adică acum, pe drum, când plouă, vine și nu-ți duci mai departe. S-a oprit la Anton Port, într-un piesă. Adică eu am 30 de tone de apă aici, după o ploaie bună, dacă... Și poftim, cu ajutorul unei pompe, cu ajutorul vântului, eu o pompez într-o cisternă, acolo, ca de la dânsa, de acum, să trec prin... Am privatizat ploaia de pe casă. Și iată, aici îi punem curătoarele și dăm drumul prin scurgere liberă și de acum eu am pus-o, e februarie, de acum se începe de a mă acumula apa. Iată ce înseamnă să privatizez ploaia. Nu așa, vin la mine, ploiezi, dragă. Nu, trebuie să mai muncești, să mai faci niște lucruri care să fie privatizat adevărat. Și iată, eu practic vara nu prea sunt ăștia. Perpetuum mobile, dar trebuie să... Sârbă! Thank you.
așa mai departe, mai puteți vă cânti iară, tilincă. Mai departe am fluiere. E, cum fac fluiere? Din ce mieresc, de șelea, unul cu pus încălzări sub podea, încolo și-a mai zvârlit pe la drum niște lucruri și eu găsesc ea ca zvârlite și zic, băi, dă-i coași să-mi fac un fluieraș, mă, de el. Da, ies măcar toate gunoaiele. Deci și eu următorul și am, iată, un fluieraș. Un cântec vechi, vechi, am pe o placă din Căușeni, încă. Se numește Zâi Fluiere. Și eu l-am învățat, te-a pus că pun și cântecul. Și placa v-a arăt, că e scris Căușeni. Pe zânsa, un cântec, Zâi Fluiere. Îs ucenicul lui Ion Negură de la Ciprian Prombescu. M-a învățat cânt clasică, la fluier. Dar știți de acum aia asta în mânce? Eu... Eu am aici Aleea Valorilor Naționale. Iată ce vedeți dacă să începem. Dar ce reprezintă aceste valori naționale? În primul rând, viața, patria, identitatea, latinia, memoria, rațiunea, demnitate, omenie, pace și solidaritate. Și dacă le luăm pe toate și începem, că avem aici înțelepciunea populară, reprezintă Ion Creangă. Poftim, care ne-a descris tocmai ceea ce avea neamul, poporul, simplu, în suflet, tot folclorul a redat, de aceea și a ajuns clasic. Dar dacă s-o luăm de la început, viața, sănătatea este principala valoare a neamului nostru. 7 ani de acasă, 12 ani de studii, 5 ani, 12 ani de școală, 5 ani de studii și X ani de creație. Mai învârte, Doamne, roata, să-i mai văd odată soarta, astfel cântă, cum spune artista asta româncă. Următoarea este casa părintească, nu se vinde. Asta avem aici, a reprezentat casa neamului nostru, care stă, a stat, în cazul dat, pe două pietre de moară, cu picioarele înfipte în plaiul nostru național, natal. Asta este o vorbă. Omul cât trăiește, mănâncă două pietre de moară, adică să rod și pietrele și să consumă și viața lui, să treci. Dar eu am făcut-o în felul acesta, că primii pași încep de la casa părintească să ajungem în lumea mare. Deci,
O altă valoare este identitatea noastră. De la râm ne tragem. Grigore Ureche a spus la... Și am reprezentat lupoaica, care este la Roma simbolul latinității. Asta a reprezentat-o așa, simbolic. Mai departe este credința noastră. Suntem un neam ortodox, așa spunem, și avem o credință. Și avem o cruce. Crucea neamului românesc simbolizează crucea solară. Prin toate cimitirile, ostașilor căzuți români, este din piatră făcut crucea solară. Asta e crucea. Noi avem două cruci sfinte, a lui Hristos, care a dus-o la Golgota, și crucea neamul românesc. La este trebuie să ne facem cruce, nu la toate politice, politizate, care le sunt acum. Totodată avem și un monument, care eu am făcut acolo o placă comemorativă, a celor peste 200 de oameni omorâți prin foamte, organizată de către Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, la noi în sat. Și am ridicat așa ca un monument. Memoria, deci avem memoria, o valoare, să nu uităm cine am fost. Un exercițiu mental, adică între 12 ceas sau mintea moldovană și de pe urmă. Dacă avem o valoare, a neamului este rațiunea. Și am reprezentat un ou și ținut în două mâini, care spune întrebarea veșnică în gândire. Ce a fost, ou mai întâi sau găina? Și lasă lumea să gândească. Adică să fac exersarea creierului. În prelungire, dacă filmați, poate mergi de altă parte, dar avem o valoare ce așa numim. Lupta pentru neamul, lupta neamului nostru pentru libertate și demnitate națională. Eu am reprezentat prorocul după poezia lui Mateevici. De nu veți ridica din sânul vostru un proroc, în voi viața vă se ca zădarnic, soarta veți ruga, căci scoși veți fi atunci din joc și se rămânea fără de noroc. Din cheag, de lacrimi, de durere, din trăsne, de mânie sfântă, el faclă să aprindă și pe tot să vă cuprindă. Și atunci, și așa mai departe și mai departe, am reprezentat-o pe Maia Sandu cu tot poporul nostru. Ea-i prorocul, astăzi și avem încredere. Alt proroc noi n-avem. Ei, următorul, îs și eu pus, pentru că toate lucrurile le-am făcut, cred că lumea mă socoate și pe mine o valoare. Avem Moldova, America, de partea și el am descris Popiasca Europa, Andrieșa nostru, cu folclorul nostru, pleacă în lume să arăte, într-adevăr, cine suntem. E un cucostârc ne lămurește că neamul nostru nu e impotent. Și tot mai vine primăvara și mai aduce, cum le spun la copii, aduce copii. Mai departe avem o răstignire, dar de acum e la fântână ieșită din asta, dar tot e drasat. Eu am făcut foarte multe răstigniri. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română. Așa, turnul dezrobirii Basarabiei 1942-44. Antonescu a spus, ostaș, vă ordon, treceți frutul. Și iată, deasupra Chișinăul, acolo Marea Ghidighici, unde este, a fost această ridicată, că la 44 vin tancurile sovietice, au demolat și acum nu mai este nimic. Ca și Hristos neamul nostru duce la Golgota crucea. Basarabie trecut prin foc și prin sabie. La majină de lume veniți din prin bătrânii, un plai cu dulce nume, nemuritor rămâne. Iată crucea aceasta. 1812 colonizare, 28 iunie 40 ocupație, 44 război, 46-46 foamete, deportări, represie, separatism. Totodată și comuniști ne-au mai bătut la cu
teroare, minciună, robie, crime și frică. Dar rămâne cenușa în amintire, neam de lacrimi suntem, n-avem încotro, trebuie să mergem și să mergem cu greutăți. Despre muzeul meu, care socot că este o valoare. Deci muzeul, am emblema muzeului. Popovcă, popească, suflare românească, cu lacrima cea de izvor, la hora străbună, colindă și pască, mă așteaptă acasă cu dor. De alte plaiuri nu mi-i dor, nu vânturi fără rost nimicul. Fiind crescut pe acest ogor, aici eu am să-mi scutur spicul. Iată tot ce se vedeți aici la mine, îi în chestiile acestea de valoare națională, concepție națională, care ne ține pe noi ca neam. 40 de ani am predat matematică, am absolvit facultatea de fizică și matematică. La școală ducem matematica, acasă mă ocupat cu fizica aplicată. Dar totodată îs și autodidact, îs inventator, îs folclorist, meșter popular, etnograf și autor de cărți. Deci ce avem în partea asta aici, în micul atelier, copiii vin și iată, poftim, facem întâi lucrări în lut, ca apoi să le trecem pe lemn. Iată, un elev a făcut Ștefan cel Mare în lut, pe urmă de acum a trecut pe lemn, așa cum s-a primit. Altul în lut, pe urmă a trecut pe lemn, dar a venit COVID-ul și l-a lipădat și nu vine băieț, termin lucrarea. Totodată și alții vin și-și fac multe lucruri, le cu dășa. Unde mai rămân așa? Fetițele vin să joacă, fac diferite căluțe, tot lucrăm. Deci în lut este originalul. Noi nu copiem, nu suntem plagiatori. Noi singuri creăm originalul. Și după dânsul, poftim, facem și mai departe. Asta e tot. Eu singur m-am sculptat în lut, ia că aici. Și poftim, mă vedeți când eram eu student, nu cu acesta, este pus de străbunelul, care de la grădină l-am adus ca să fie în memorie, poftim, m-am ascultat și eu, așa cum m-am uitat la mine, adică tu, bustul meu, cioplit de mine, cu socul înalt din visuri pline, în veci mă vei reprezenta cu dorul meu și dragostea. Așa, precum te-am copiat cu muza mea, munca și harul, vei sta mai mândru și stimat și mai iubit decât originalul. Eu am absolvit în Căușeni, școala mie din Căușeni am absolvit și am învățat multe de acolo și invenții făcând. În laboratorul de fizică a școlii numărul 1, cum era pe atunci, a rămas și o invenție, un motor veșnic, așa am spus. Iată, aici avem o lucrare, deci mergem acum în lucrarea aceasta, care să fie în față pus o femeie cu pâine și sare, întâlnește turiștii. Eu acum îs pe ruta turistică din Căușeni. Pus, adică nu știu acum dacă certificarea aceasta va veni și ca popas la Popeasca, este muzeul Biserica Adormirii Maicii Domnului, acolo Marta și Maria, mănăstirea muzeului de la Zaimo, al lui Ion Găină. Da, tot așa, dacă mă opun în circuitul ăsta, eu poftim până și cu sare și altul este bărbat care cântă la instrumente, primește turiști și de acum cred că și popasul ăsta va fi certificat în ruta turistică. Care se mă gândesc eu și mă pregătesc. E centrul de valorificare a energiei regenerabile. Aici am privatizat vântul. E funcțional tot. Sunt niște dispozitive polivalente, iată aici lucrează, dacă dăm drumul la vânt, apoi lucrează strungul,
care facem diferite lucruri, fluierașă, copiii vin și sucul, sau vază, și cât și mai cât, adică la strung. O alta este că un alt lucru, aici tot prin, cu ajutorul vântului, fac fărămițăți lucerna. Aici facem ulei de răsărită, tot de la dânsa, mai facem o dea cu focul, 40 kg de răsărită. De partea asta facem, iată, bulgur pentru păsări. În tot cazul, îi omoară pietre adusă din Olanda, trimisă. Aici eu am ajustat-o la toate lucrurile acestea care le-am găsit la metal uzat. Toate lucrurile acestea le fac ca să am timp să cânt. Eu cânt tătă zâvlica. De ce soția spune? De azi înainte n-ai să precânt, că mine mă doare o mână și tu ai șerfănina. De eu zic, eu am să fac și ai șerfănina cu un deget, nu cu o mână. Și așa își fac în două zile, îmi fac unul. Da, de șerfănina. Dacă trebuie cu așa setă, așa setă alta, mai dea, ia ca te o pune mai rar, mai de care vrea sâte, tot ia ca pune mai aici și i-am făcut. Eu mă duc scânt, adică lucruri. Trec prin sat la noi, curățăm pierni, curățăm pierni, cât o pernă? 150 de lei. Băi, măi, măi, dar eu am 4 pierni. O să mă coază foarte mult. De aceea, du-te, măi, băiete, cu piernele tale, 156 de lei, de unde eu un pensionar n-am. Dar eu ne-am făcut două zile și ne-am făcut un aparat care curăță piernele. Aduc eu o piernă, o pun jumătate aici, o scot afară și ies tot colgul dintre din piene. Ies. Ui, mai schimb fața de căpătă. Eu mai pun așa două jumătate și gata, mi-am făcut un lucrător la casă. Nu mă rog nimeni să-i fac ceva. Aici, după cum vedeți în partea asta, e lucrul meu după masă, fizică aplicată. Așa o ferărie, o cuznă, cum spun, rare să găsești, numai la ferare, de partea am și foi în partea și la mine acum e dezornică iar, dar n-am făcut, dar tot ce trebuie, ilău, ciocane de tot neamul, că fiecare lucru are ciocanul lui, nu cu un ciocan să faci toate lucrurile, nu, și acel de dinți are, pentru fiecare dint clește, așa și eu, orice lucru. Asta e aceea și cu aplicația mea de după masă. Acolo am arătat tot ce am cu creierul, facultatea. Dar aici tot ce e frumos. La început a fost cuvântul. Cata pe teazma limbii noastre. Limba noastră cea română. Matievici a scris 12 strofe. Eu am sculptat 12 icoane care reprezintă în dezvăluire, în volum, în spațiu, concepția fiecărui strofe aparte. Limba noastră e o comoară în adâncuri înfundată, un șurac de piatră rară pe moșie revărsat. Care-i șuracul acela? Limba română, vorbită, scrisă, cântată, doinită, plânsă, boșită, dulce, amară, doioasă, furat, rădată, literară, țărănească, a mamei de la leagănul meu. Iată, poftim, avem îngerul păzător al limbii, limba, torța care luminează tot timpul, arde și în felul acesta am scris. E o comoară. Alta, limba noastră e foc ce arde, poftim focul din vatră, din adâncuri istoriei noastre, cu rădăcinile neamului nostru. Iată, am arătat focul sacru, emblema focului sacru. Deci am arătat și acesta. Totodată, păsările când vin din țările calde, nu mai merg în stolul, când aud fluierul și naiul, fac și ele o horă. Iată, limba noastră e numai cântec.
Și așa mai departe, toate strofele aici avem. Limba noastră e frunză verde, zbuciumul din codri veșnici. Și mă gândeam, dar ce zbucium să fac eu, cum să fac? Și iară, frunză verde, a, frunză verde, nu-i uscată. Dar de ce e verde? Pentru că e viață. Dar viața de unde se? Din dragoste. Iată, aici doi copaci sunt îndrăgostiți, stind unul la altul. Aici două păsărele au dragoste. Și aici aia își caută dragoste. Dar poate și două stele. Iată, unde e metafora acestei strofe. Și așa mai departe suntem de la râm și toate acestea le-am făcut. Iată, în viață doar graiul se mai găsește un vieru și Gheminescu și tot în viață graiul. Limba, ploaie, istoria neamului, răsăriba o comoară. Încă nicăieri în Republică și în România ne-au spus care au venit, n-au. Și noi n-avem în Chișinău nici un monument și nici un muzeu cu limba noastră. A fost aici și Dabija și Cimpoi și a spus asta trebuie să stă în mijlocul Chișinăului, nu la matale acasă. Da, ați fi de acord să dați? Nu. La mine aici e Chișinăul. Eu am adus Chișinăul aici și vin din toate părțile. Totodată avem basarabienilor, de nu veți ridica din sânul vostru un proroc. Iată, am făcut Alexei Matei. Dă-ne, Doamne, o ploaie cu stele, spală lumea de rele. Deci iată, am mai făcut și poezia aceasta basarabienilor. Totodată am făcut și acest monument, de nu veți ridica din sânul vostru un proroc. Am cioplit poezii, cântece în lemn. Și iată, și cu cât mi-a duce gândul peste vremuri înapoi, tot mai sfântă văd icoana unui car cu patru boi. Și iată, boi ăștia-i pun aici, știu. Sau, de la arat un plug venea încet spre casă și la un bou pe joc o muscă se înșezase. Spre ea la întâmpinare o altă muscă în zbor îi pune întrebare, de unde, dragă soră? Și ce, de unde? De la arat. Poftim. Musca la arat. Da, musca la arat avem. Tot cioara și vulpea. Odată cioara a găsit un post de brânză și buimășită din noroc, în loc să-l pună drept în râză, s-a oprit să-mi vâf de brat cu brânză în cioc. Tocmai pe atunci și vulpea trecea pe alături, o scosă de sub deal acest miros plăcut de cașcaval. Ea vede cioara sus pe cracă, să dă tuptir, să stupradă, și așa mai departe, mai o știți pe asta, da? Deci am făcut. Miurița pe un picior de ploaie, pe o gură de rai, pot să vă spun până la urmă toată. Aici am făcut și arca lui Anton Port, norul noi, unde am și eu tot palmarezul lucrărilor mele, care le am eu, ca pedagog, inovator, mijloc popular, folclorist, etnograf și autor de cărți. Și asta am făcut soția mea care îmi duce cursul, nu e nici în stânga, nici în dreptul, nu e drept înainte. Deci azi poftim fluierul care tot se încustă aici. Am poezii scris în lemn. Asta e scris în lemn. Cât trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt, o câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Cât avem o țară sfântă și un nai care mai cântă, cât părinții vii mai sunt, mai există ceva sfânt. Și așa mai departe. Și a doilea poezie, Pomul vieții de Matkovski, din stropi adânc de apă, din bulgăre de hume, destoinic pomul vieții s-a ridicat în lume, cu fructe dulci pe ramuri mereu în jos crescute, copilul să le ajungă și blânțe te sărute. La ora de înflorire cu zumze de albine, din pom răsare soare și înțelepciuni divine. Bătrâna casa noastră rămâne mai departe să îndure vreme, să nu cunoască moarte. Și noi copii rămânem în pragul ei de piatră, să pomenim strămoșii, să ținem foc în vară. Pomul vieții, pomul vieții, pomul verde al tinereții, pomul verde al iubirii, al credinței. Nu, în tot caz, două poezii într-o singură lucrare, că n-am loc în casă. Cine se dacă acolo? Sunt dumneavoastră și soția? Eu și soția. Aici de acum fiori și nepoței.
am arătat în altă parte. Nepotul meu e doctorul știință de acum, fără câteva minute, învață în Viena, Austria, matematică. Câți copii aveți? Doi. Unul, fiorul meu, Serghei, care predă la Universitatea Tehnică și Universitatea Pedagogică Creangă. Doctorul știință matematică. Voi arăta am ușa, trecem în... Nu mă întrebați cu lucruri, zic că azi îmi răspund dincolo. Veșnicia s-a născut la sat. Blaga. Care e veșnicia? Rămâneși la un om simplu. Tatele, poveștile, muzica, poezia, jocul, omenia. Asta este izvorul creației, folclorul. A spus-o și Rousseau. Odată. Deci, iată, poftim și a reprezentat și folclorul. O rămâi, revedere, o mamă. E Viero. Da, asta este o pictată sau? Sultată, cu pirogravură. Da? Pirogravură, poftim, mai s-ai făcut tot de mine, tot de mână eu. Iată, ce de acum e ușoară, maică, ușoară, că ai putea să mergi călcând pe semințele ce zboară între cerul și pământ. Cum fiu ori, și așa mai departe, am făcut lucrarea aceasta, arătând că feciorul a ieșit la semănat. Mama i-a dus și mâncare. Și semințele zboară. Ia calc pe semințioare. În partea asta mai avem că aici doinele și baladele sunt definiția neamului. Ne definiți neamului. A venit aseară mama din sătucul de departe ca să-l vadă pe feciorul, astăzi domn cu multă carte. A bătut sfios la ușă, am ieșit în prag, mi s-a umezit privire de iubire și de drag. Iată, mama pe feciorul. Asta este o lucrare a lui Aurelian Silvestru. Se numește Creionul. Eu i-am făcut creionul după lucrarea lui. El a venit și a văzut-o. Și am scris acolo creionul, povestea și mai departe. Pe fiecare fața creionului șase fiese, am scris câte o povață. Adică care l-a scris Silvestru. Da. Carte scrisă în lemn, cu daltă și o dată. Deci iată, eu ne-am mai sărbătorit și o dată de mult, în 4 ani, 70 de ani, și am făcut și urcușul creației mele. Că azi că pășăm aici, mă lipiți și nu. Adică toate astea arată că eu îi dau însemnătate fiecare zile. Cât trăiești, trebuie să-i dai însemnătate zilei tale. Atunci numai trăiești. Nu trăiești să degeaba. Adică să nu, aici și, să nu știu uză. Adică toate lucrurile astea te duc zilnic, zilnic. Seamănă eu învățător de matematică? Deloc. Și aici avem pentru copii. Pribeagă și lihnită de foame, vulpea dă de-o vie, cu niște struguri rumeni, da, și copți de rozachii. Fără și unul? Ai, bun. Ei, și așa mai departe, vulpea și poama. Seara când răsare luna, ies arișul la plimbare și se întoarce întotdeauna cu de toate în spinare. Avem furnica greiaș, furnica toată vara greiaș, a cântat fluieraș cu înguța cu doi bani și așa mai departe, așa mai departe. Avem iepurașul zdrubăjiu în partea asta, uitați-vă, avem păcală și tândală, avem concept, da, caractere de oameni și cu pe pielea. Cunoașteți, cred că nu trebuie să vă spun. În partea asta m-am făcut și eu autoportret. Autoportret, familie port. Și iată cum m-am văzut eu aici de acum o altă epostază, și eu plăt și eu într-un lemn ăsta. Casa mare. În casa mare avem mai multe lucruri, și anume, lămurim plaiul, neamul și credința. Plaiul, ocupația părinților, bunei mei este neamul nostru, deci de la
Avem, iată, în partea aceasta, că fetele lui Decebal, cu legionare lui Traian, s-au înfrățit și au format neamul nostru. Totodată, avem și suntem într-o biserică ortodoxă. La biserica ortodoxă, la noi din sat, la copiază, trebuie să scrie. Indiferența e tragedia noastră și nu alt fel de rugăciune. Asta trebuie să fie și atunci să fie adevărat. Și credința, iată, poftim. Lucrări care le-am făcut eu, tot raionul și câte am mai făcut eu, sculpturi de ce astea am făcut, pentru ce am primit titlul de sculptor. Ștefan cel Mare, iată o copie. În partea asta avem Libertate, Sfântă Libertate, Bușco, care cântă, iar pe frătânii meu cu două fețe bată-l dârjaua celui de înalt, ce mi-a schimbat câmpia libertății, pe șapte arde sârmă și asfalt. Poezia asta, poftim, am scris-o. În partea aslantă, iată, avem o lucrare care se numește Noi nu părăsim ce au apărat strămoșii. Scuturile neamului. Avem demnitate națională, suntem români și punctul și trăim după cele 10 porunci din Biblie, adică credința noastră. Noi aici vrem, ne ținem drapelul, copilul ține mama și tata să nu pleci în țări străine. Aici ne sunt rădășinile și aici trebuie să fie. Vrem, noi nu vrem. Totodată avem veniți acasă, măi copii. Adică copiii mei, despre mine și familia mea. În primul rând, dor de mamă, dor de casă, dor de nucul la poartă. Îți dus și am rămas numai noi singuri, copiii sunt la Chișinău, trăiesc, nepoase. Rar vin, dar când vin e foarte dureros, când nu ne vedem, în primul rând. Și multe amintiri. Deci iată, la 1 martie spun mărțișoare, la sfârșitul martie toate mărțișoarele spun în copac, noi le punem în pomul vieții a nostru, arborile genealogic a familiei Port. Iată, poftim toate lucrurile acestea care le-am. Dar am și un tezaur care nu o să-l găsesc nicăieri. După cum au venit scritorii, au spus și aici e tezaur, și anume tezaur e material a satului Popeasca. Eu sunt autorul a 5 monografii. Iată, Popeasca, un ton port, istoria satului, pătărânile satului, adică dor de casă părintească, dor de scumpa mea Popeasca. Aici avem toți elevii care au trecut în școală de la sfârșitul războiului, a doilea mondial, și până în ziua de azi, unde avem toate clasele și diriginții care au fost, toate venetile, venet pe rusă, vine, iată, toate care sunt aici. Asta este istoria tuturor oamenilor care au trecut în școală, dar tot satul trecut în școală, rar care nu au trecut. Etnogeneza satului. Aici avem toată lumea care a venit la primul om în satul nostru și poți să scrii pe ăsta care s-a născut azi dimineață la maternitate. Adică arborul genealogic a tuturor oamenilor din satul nostru. Iată, am făcut și unele fotografii de lor, unele lucruri. Am din Arhiva Națională, 2 ani am stat în Arhiva Națională și am scos tot absolut ce este în țară și am pus aici. Deci, nu putem să spunem că n-am... Da, și ultima carte, care acum am scris-o, încă este manuscris, se numește Lumea mea. Tot ce vedeți aici, am scris-o aici. Adică, cugetări, mărturisiri, povieți, legende, povestiri, pătărâni, parodii, epigrame și alte răsomane. Deci toate lucrurile astea încă eu le mai scriu. Am închis tezaurul și încep să vă lămuresc că eu sunt și folclorist. Da, încă mă întreg cu fiorul. Iată, este fiorul scrie cărți. Eu mă întreg care mai multe scrie. Dar aici a început de acum nepotul Cezar.
Și el de acum scrie cărți. Și zic, nu ne ajungem astăzi, trebuie să mărim casa mare. Totodată el am făcut biserici, eruvime de acestea. Și am făcut iată lucrurile tot satul și în toate bisericii. Catabeteazma de la Crânsăni am făcut, am lucrat la dânsă. Tot ce vedeți aici. Totodată, zilele mele au și ele sfârșit. Și deci m-am făcut în teatră de Cosăvuț. Unde am scris tot lucrul este ea de acum alt formă. Când eram învățător, anul întâi de acum. Dar avem și un păț crez, dar acum nici nu vreau să-mi scot cușma ca să vă spăreți de mine. Dar tot odată am făcut. Îs mare cântăreț. Am și haine de tot felul și mă prezint la diferite concerte. Am cum spunem, ca artist, așa, rapsod. Iată, eu am confecționez fluieri, tilii și diferit, cânt la frunză și acum dacă găsiți Gheorghe Șova, găsiți pe internet, el a fost nu de mult la mine și m-a înregistrat cu toate lucrurile care cânt eu aici și e interes pentru mine. Și nu-i frunză acum, de eu am luat un curiec și am cântat la frunză de curiec. Și cavale, astea sunt făcute de mine. Este ucenicul lui Bumir Iorga, l-a făcut instrument și ucenicul lui Leonid Moșan l-a cântat din trânsele.